Acum cred că sunt undeva la 1000 de oameni în jur care se uită ca la urs la mine, că filmez pe stradă. Bună seara de aici din Benidorm. Tocmai acum am ieșit afară de la apartament. Azi toată ziua am stat la plajă, la soare. Iar pentru că am făcut asta și ieri, am considerat că nu are rost să o includ în vlog. Dar astăzi vom face altceva puțin mai interesant și anume vă voi prezenta viața de noapte de aici din Benidorm. Pentru mine va fi ultima seară pentru că mâine mă voi duce în Alicante. Iar cu această ocazie vreau să văd eu și vreau să vă arăt și vouă viața de noapte de aici din Benidorm. Iar nu bine am mers 200 de metri de la cazare, de la hotelul în care stau în astea două zile și a început deja să vină valul de oameni. În sfârșit am găsit și un magazin care vinde suveniruri altfel, nu doar acele chinezării. Și nici bine n-am intrat în zona care teoretic ar trebui să fie aglomerată, că deja nu ai pe unde trece. Acum cred că sunt undeva la 1000 de oameni în jur care se uită ca la urs la mine, că filmez pe stradă. E abia 9:30 seara, deocamdată nu sunt foarte mulți oameni pe aici comparativ cu ieri, când sincer cam toate cluburile erau pline. Majoritatea barurilor de aici din Benidorm sunt cu tematică britanică. Baruri similare cu cele găsite în Marea Britanie le puteți găsi și aici în Benidorm, dar sunt și baruri cu tematică americană și desigur obișnuitele restaurante italiene sunt prezente aici în Benidorm. Benidorm practic e 8 km de coastă, 8 km de plajă de la stânga la dreapta, de-a lungul căreia sunt baruri, magazine, hotele, restaurante special create și deschise pentru turiști. Un lucru ce este recomandat să faceți, cel puțin dacă vreți să veniți aici în Benidorm, ar fi să vă luați cazare din timp. Mai ales dacă vreți să veniți în perioada de vară sau la început de septembrie, cum am venit eu acum, o să puteți vedea pe Booking că nu prea sunt cazări. Și uite așa am ajuns la zona din Benidorm cu foarte multe baruri și discoteci. Iar pare că încetul începe să se umple. Îi abia ora 10 și un sfert seara. Este ora 11 și un sfert seara și deja străzile încep să se umple de oameni. Odată întorci pe faleză, pe plajă, e ora 12:30, iar atmosfera aici este foarte monotonă. Nu cântă muzică, mai nimeni pe la terase. Voi mai merge undeva la jumătate de kilometru să văd dacă se schimbă cumva atmosfera. Dacă nu, o să mă întorc înapoi în unde am fost la discoteci. După o mini pauză pe plajă, am savurat un Smirnoff Ice. Am zis să mă întorc înapoi în centru de acțiune să văd exact dacă s-a schimbat ceva. Dacă a venit mai mulți oameni, dacă s-a schimbat atmosfera. Momentan e ora 1 dimineața. Se pare că zona asta, din câte mi-amintesc eu, acum o oră jumătate, nu era chiar așa de plină.
Acum văd că străzile sunt pline, nu știu exact barurile cum sunt, dar o să tragem o privire chiar acum. Iar acum la ora 3 dimineața, în drumul spre casă, încă mai sunt puburi, baruri, discoteci care sunt pline de oameni. Iar astea sunt resturile lăsate de britanici după petrecerea de aseară. E ora 3 dimineața, 3 și un sfert, iar eu în sfârșit o să mă îndrept spre casă.